tragedie pe DN1 în zona Hulabradului. 3 persoane și-au pierdut viața și alte 2 au fost grav rănite într-un cumplit accident rutier. De vină pentru producerea accidentului este un gorjan de 63 de ani care, într-un moment de imprudență, a intrat într-o depășire neregulamentară. A ajuns pe contrasens, a pierdut controlul volanului și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Autoturism pe care l-a proiectat ulterior într-o altă mașină care circula în spatele acestuia. În seara zilei de 4 decembrie, în jurul orei 20:45, pe drumul național 1 în zona Hulabradului, în județul Sibiu, s-a produs un grav accident de circulație soldat cu decesul a 3 persoane și rănirea gravă a altor 2 persoane. Din primele cercetări efectuate de către polițiștii Serviciului Rutier Sibiu, a rezultat faptul că în timp ce conducea un autoturism dinspre Veștem spre Brașov, la kilometrul 293+500, un bărbat în vârstă de 63 de ani din județul Gorj s-ar fi angajat în depășirea unei autoutilitare încălcând marcajul longitudinal continuu și ar fi pătruns pe contrasens unde a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus dinspre Brașov, proiectându-l în alt autoturism care circula în spatele acestuia. Din nefericire, impactul frontal a provocat decesul a 3 persoane aflate în autoturismul condus dinspre Brașov. Este vorba despre conducătorul auto în vârstă de 67 de ani și 2 femei în vârstă de 21 respectiv 55 de ani, toți cetățeni străini. De asemenea, în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a șoferului din județul Gorj, precum și a unei alte pasagere din mașina în care s-au aflat persoanele decedate, o tânără în vârstă de 15 ani, cetățean străin. La volanul celui de-al treilea autoturism se afla o tânără în vârstă de 20 de ani din județul Vâlcea. Nu au rezultat victime din acest autovehicul. În cauză, la nivelul Serviciului Rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă, urmând ca sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu să fie stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest accident rutier. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe. Echipaje de poliție, SAJ și SMURD, pompieri și mașini de descarcerare au ajuns de urgență în zonă și au încercat să salveze victimele încarcerate. Din nefericire, 2 persoane au decedat imediat după impact. Ulterior, în drum spre spital, a decedat și o tânără de 20 de ani. Alte 2 persoane, printre care și un minor, au fost transportate în stare gravă la spital. Polițiștii spun că din cauza teribilismului șoferilor, astfel de accidente se produc zilnic pe drumurile patriei. Oamenii legii reiterează apelul către șoferi de a circula cu prudență și de a evita manevrele neregulamentare. Conducătorii auto sunt îndrumați spre prudență la volan, circulație cu viteză redusă și purtarea centurilor de siguranță atât de către ocupanții de pe scaunele din față, cât și de către copii aflați în scaunele speciale, ori de către cei care călătoresc pe bancheta din spate. Așa zisa taxă pe soare aproape că aruncase în aer planurile românilor care folosesc sau au de gând să folosească în viitor panouri fotovoltaice pentru producerea energiei cu ajutorul luminii solare. O ordonanță de urgență, înțeleasă cel mai probabil greșit, adoptată însă în regim de urgență, a incendiat și scena politică din țara noastră, partidele din opoziție cerând la unison explicații ministrului energiei. Disensiuni pe această temă au apărut imediat și în coaliția de guvernare. Însă, Virgil Popescu, ministrul energiei, a venit să facă lumină. Acesta spune că ordonanța are ca scop crearea cadrului legislativ pentru o eventuală taxă care să fie aplicată din 2026 și că varianta care a incendiat internetul, conform căreia, după ce au fost îndemnați să folosească panouri solare, românii ar putea fi taxați pentru asta, este un fake news. Prin această ordonanță prin care guvernul în decembrie 2021 a venit în întâmpinarea prosumelor, numărul acestora a crescut de la câteva sute la câteva zeci de mii. Numai în decurs de aproape un an de zile. Prin ordonanța care a fost aprobată pe data de 29 decembrie, practic am implementat directiva RED 2 a energiei regenerabile, directiva RED 2 prin care în plus adăugăm încă o facilitate pe care o dăm prosumatorilor, în sensul că aceștia pot să-și monteze în mai multe locații, o singură persoană sau persoană juridică în mai multe locații pot să-și monteze panouri fotovoltaice și pot beneficia de aceeași compensare și pot beneficia de schimb între locații și de consumul energiei electrice între locațiile aceluiași consumatori, fapt care nu era prins până acum,
numai în cazul în care au aceeași rețea de distribuție, de se găsesc practic în arealul unei aceleași rețele de distribuție și aceluiași furnizor. Este un lucru pe care prosumatorii l-au cerut de foarte mult timp, am venit în întâmpinarea lor și prin implementarea acestei directive, practic am rezolvat acest lucru. Neimplementarea directivei presupunea infringement, eram deja în procedură de sesizare la Curtea de Justiție pentru neimplementarea acestei directive, iar după părerea mea, faptul că se spune că se introduce o taxă este un fake news, nu se introduce absolut nicio taxă. Românii trebuie să știe foarte clar, toți românii care își montează panouri fotovoltaice pe casă nu vor plăti absolut nicio taxă pentru energia consumată, energia produsă. Deci nu vorbim de nicio taxă. Există posibilitatea, în anumite condiții pe care directiva care trebuie implementată o oferă, că atunci, de exemplu, când numărul consumatorilor este foarte mare și ajunge la 8% din capacitatea instalată a sistemului energetic național, în baza unui studiu pe care autoritatea de reglementare îl va face la data aceea, lucru foarte puțin probabil să ajungem la acest procent, începând cu data de 1 decembrie 2026. Atunci guvernul, statul membru, poate introduce o taxă prin autoritatea de reglementare sau mediu sau oricare instituție care poate percepe această taxă. Dar există foarte clar, poate introduce. Deci nu există, va fi o taxă de mâine, sau o taxă de poimâine, sau va fi o taxă anul viitor, sau peste 2 ani, sau peste 3 ani, sau peste 4 ani. Luni a început cea de-a doua etapă a programului Rabla pentru electrocasnice. Cei interesați să beneficieze de vouchere pentru achiziția de electrocasnice noi o pot face dacă au în plan achiziția de mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase ori frigidere. Voucherele pentru mașinile de spălat rufe, inclusiv pentru cele cu uscător, sunt în valoare de 400 de lei, cu condiția să fie cel puțin de clasă energetică C. Aceeași sumă se alocă și pentru mașinile de spălat vase, cu mențiunea că aici clasa energetică merge până la D. Pentru lăs frigorifice sau frigidere se alocă tot suma de 400 de lei, însă aici clasa energetică admisă ajunge până la E. Selecția voucherelor a început în dimineața zilei de luni, 5 decembrie, la ora 10 și se va încheia în data de 9 decembrie la miezul nopții sau la epuizarea bugetului. Pentru această etapă s-a alocat un buget de 25 de milioane de lei. Voucherele sunt nominale, nu pot fi transmise altor persoane și au o valabilitate de 7 zile de la data validării. Persoanele care au primit voucher și în prima etapă a programului, dar nu l-au folosit, nu vor mai fi eligibile pentru această a doua etapă. Vor putea aplica însă din nou anul viitor. Alcoolul la volan pare să fie la rang de lege printre șoferii care circulă pe drumurile sibiene. În weekend, polițiștii rutieri au întocmit 11 dosare penale și au dat sute de amenzi șoferilor certați cu legea. Valoarea totală a sancțiunilor depășește 170.000 de lei. În perioada 2-4 decembrie, polițiștii sibieni au constatat 11 infracțiuni la regimul rutier, au reținut 38 de permise de conducere, au retras 46 de certificate de înmatriculare și au aplicat 560 de sancțiuni contravenționale în valoare de 171.000 de lei. Din cele 38 de permise de conducere suspendate, 8 au fost aplicate șoferilor depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice în limitele contravenționale, 7 au fost aplicate conducătorilor auto care au efectuat depășiri neregulamentare, 4 au fost aplicate conducătorilor auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajați regulamentar în traversare, iar restul permiselor reținute pentru alte abateri. Din cele 560 de sancțiuni contravenționale aplicate, 124 au fost pentru depășirea regimului legal de viteză, în 3 situații fiind aplicată și măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule. La data de 4 decembrie, în jurul orei 12:30, pe drumul național 1, în localitatea Porumbacu de Jos, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit un autoturism condus de către un cetățean străin în vârstă de 58 de ani. Testarea șoferului cu aparatul drug test a indicat un rezultat pozitiv la o substanță psihoactivă, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței substanței psihoactive în organism.
În cauză s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Pe DN14, în Ruș, polițiștii de la drumuri naționale și europene au dat peste un șofer băut. Bărbatul de 59 de ani localnic avea alcoolemie de 0,61 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Șoferul s-a ales cu dosar penal. Aceeași soartă a avut-o și un tânăr prins în porumbacul de sus cu alcoolemie de 0,99. Duminică, în Cisnădie, polițiștii au fost solicitați să intervină după ce un șofer băut a lovit o mașină parcată regulamentar. Cisnădianul în vârstă de 30 de ani avea alcoolemie de 0,70. În plus, nu deținea nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. Tânărul s-a ales cu un dosar penal cu două capete de acuzare. Tot pentru alcool la volan este cercetat penal și un bărbat din Sărata. Acesta a fost prins de polițiști în porumbacul cu alcoolemie de 0,52. Scumpirile din ultimele luni lovesc tot mai profund în buzunarele sibienilor. Dacă în alți ani centrul Sibiului era plin de oameni dornici să cumpere produse specifice sărbătorii de Sfântul Nicolae, în acesta numărul cumpărătorilor este mult mai redus. Redus este și numărul comercianților care s-au încumetat să își vândă produsele aici. Luni, la orele prânzului, în prima zi de vânzare pe Corso de Sibiu, erau doar 6-7 comercianți. Aceștia au renunțat la jucăriile de pluș și chiciurile de odinioară și vindeau doar nuielușe, coronițe din braț și din vâsc. Prețurile sunt cuprinse între 5 și 10 lei. Chiar și așa, însă, cumpărătorii se cam lasă așteptați. Tradiția spune că în noaptea de Moș Nicolae colindă toate casele în care se află copii și, în funcție de cât de cuminți au fost aceștia, le lasă înghetuțe cu condiția ca acestea să fie curate și lustruite, dulciuri, fructe, jucării și acolo unde este cazul câte o nuielușă. Iar dacă până acum câțiva ani nuielușa era ceva care le producea fiori reci pe șira spinării celor mici, la momentul de față ea are mai mult un rol decorativ. Violența asupra copiilor se pedepsește prin lege. Spiritul Crăciunului se simte cel mai bine în aceste zile la Biblioteca Astra. Aici, beneficiarii centrelor din subordinea DGASPC Sibiu au organizat cea de-a doua ediție a Bazarului de Crăciun. Târgul destinat tuturor iubitorilor de frumos a deschis oficial luni la orele prânzului. Zeci de beneficiari de toate vârstele și-au amenajat standuri pentru a-și prezenta cât mai frumos decorațiunile de Crăciun, meșteșugite cu mâini de aur un an întreg. Astăzi este a doua ediție a Bazarului de Crăciun, organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, împreună de data aceasta cu Biblioteca Astra. Peste 600 de beneficiari din centrele adulte cu dizabilități din județul Sibiu, împreună cu copiii din centrele de plasament, în jur de 150 de copii, au lucrat un an întreg pentru aceste frumuseți pe care le puteți admira alături de noi. Bazarul rămâne deschis doritorilor până în 7 decembrie la ora 19. De aici cei interesați pot cumpăra decorațiuni pentru masa de Crăciun, lumânări decorative, brăduți ornamentali, globuri lucrate manual, coronițe ornamentale și multe alte obiecte menite să înfrumusețeze sărbătoarea nașterii Domnului. Cu banii câștigați, beneficiarii vor putea achiziționa materialele necesare pentru orele de ergoterapie. Ergoterapia sau terapia ocupațională este extrem de importantă în cazul persoanelor cu nevoi speciale. Îi învață pe de o parte să creeze obiecte lucrate manual, transformându-le această învățătură în oportunitate pentru a obține venituri proprii, le dezvoltă simțul estetic, capacitățile motrice și, cel mai important, îi învață că disabilitatea nu este motiv de excluziune.